Salut prieteni și bine ați venit la un nou vlog. De asta dată vom merge în Grecia și mai exact, după cum spune și titlul, vom merge pe muntele Athos. Este un loc în care de foarte mult timp mi-am dorit, chiar de mic. Iar acum am avut șansa și timpul să merg aici. Merg cu firma din Bacău, îi pun aici jos numele. Este o firmă care se ocupă special cu acest pelerinaj. Plecările sunt din Bacău, ei pot să ia lume și de pe traseu, nu știu, Bacău, Focșani, București sau pe unde, habar n-am, sau Giurgiu, pe unde mergem. Dar sunt foarte, foarte bucuros. Vedeți că și freza mi-a făcut-o pentru destinație, la fel și îmbrăcămintea, pentru că e normal să mergi acolo. E o zonă destul de spirituală, să zic așa. Am auzit foarte multe chestii, vorba de energii pozitive, de regăsire și cred că este momentul potrivit și un moment prielnic pentru a merge și acolo, pentru că am și eu, nu știu, caut și eu niște răspunsuri la niște întrebări pe care nu le am și poate cel de sus cu această deplasare acolo mă va ajuta să le înțeleg și eu. Așadar, mai am un pic și ajung în Bacău. La ora 6, deci cam într-o oră ar trebui să mergem. Habar n-am cu ce mergem, dar rugăți-mi la curent și o să vă povestesc cam tot aici. Cum e treaba, cu ce mergem, cât costă, prin ce traseu mergem. Așadar, vă țin la curent cu toate etapele prin care mergem. Poate și voi vă doriți. Sunt singur, dar voi merge acum să văd experiența, să o simt, pentru că după aia am și câteva prieteni cu care m-aș dori foarte mult să merg, dar le-am spus că lăsați-mă să merg acum pe dată singur, să văd cum e treaba, să văd dacă se merită și dacă este vorba de acele energii frumoase pe care toată lumea vorbește. Rămâneți cu mine! Calinera și vreo dimineața din Salonic. Din Tesalonic suntem aici, am ajuns cu turul nostru și am făcut prima noastră oprire și suntem la biserica Sfântului Dimitrie. Unde ne vom china și la moaștele Sfântului. A fost o noapte foarte grea pentru că nu am dormit deloc, iar după vom merge la Uranopolis pentru a ne caza și acolo ne vom odihni. Biserica Sfântului Dimitrie din Tesalonic atrage mulțime de pelerini ce vin aici pentru a se închina la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic datează de la începutul secolului al XIV-lea și face parte din situl monumentelor paleocreștine și bizantine din Salonic, iar în anul 1988 se află și pe lista monumentelor din Patrimoniul Mondial UNESCO. Prima biserică a fost zidită pe acest loc la începutul secolului al XIV-lea. Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie este așezată în partea stângă a naosului, într-un mic paraclis din marmur împodobit cu fresce din viața Sfântului. Structura este un fel de biserică în miniatură. Inițial, trupul Sfântului nu era găsit, deci locul a fost construit mai mult în chip simbolic. Catedrala mai adăpostește și moaștele sfinte mucenițe Anisia din Tesalonic, care a pătimit în anul 298, în timpul persecuției împăratului Dioclețian. Ele sunt așezate într-un baldachin în partea stângă a Sfântului Altar. Pe lângă acești doi sfinți, un cult deosebit există și pentru Sfântul Grigorie Calidis, fost mitropolit de Heraclia, Redestos, Ioanina și Tesalonic. A dormit în Domnul la 23 iulie 1925. Iar acum ne aflăm în catacombele unde a fost martirizat Sfântul Dimitrie și se află chiar de sutul bisericii, catedralei. Cripta Sfântului Dimitrie este considerată sit arheologic încă din anul 1918, când a fost descoperită între anii 1985 și 1988 o serie de excavații au avut loc în partea nordică a acesteia, restaurându-se astfel încă o latură a criptei. Tocmai am vizitat Biserica Sfântului Dimitrie și vreau să vă spun că această biserică datează tocmai din 313. Oricum, ea a trecut prin foarte multe etape. Prin 1400, când a fost războiul, a fost transformată în moschee.
după aia ulterior, prin 1800 și ceva, a fost luată de la fel pentru cultul religios, ortodox. Biserica este foarte frumoasă și merită vizitată și e păcat să, dacă tot treceți pe cea prin zonă, în Tesalonic, este păcat să nu o vizitați, pentru că am înțeles că din 1900 și ceva este și în patrimoniul UNESCO și e wow, iar Racla, locul unde se află acolo Sfântul Mucenic Dimitrie, este recunoscut ca și sit arheologic. Am ajuns și la mașinuța, asta e mașina cu care mergem noi, din Bacău. Bem și prima cafeluță grecească și, cum am spus, ne vom îndrepta acum spre Uranopolis. Vom face cam încă 2 ore de aici, din Tesalonic, încă 2 ore și acolo mergem să ne cazăm la hotel și după aia acolo pe costăm cam toată ziua să ne odihnim. Și abia mâine vom intra în Sfântul Munte Athos. Până atunci să avem poftă la cafea. În drumul nostru spre Uranopolis am oprit la un schit. Este un schit tare drăguț, un schit care aparține de mănăstirea Hilantar, care se află în Sfântul Munte Athos. Nu știu dacă o să avem timp să mergem acolo, pentru că e măsere foarte mare și se ajunge foarte greu. Așa că am profitat și am oprit aici la acel schit. E chiar înainte de Uranopolis. Cum locul este foarte frumos, părinții ce ne-au așteptat cu dragoste și chiar ne-au servit și cu un par de țuică și un par de apă și niște rahat. Aici, în schimb, biserica este foarte micuță, dar ce pot să vă spun este că atmosfera este foarte primitoare, iar părinții sunt foarte, foarte grijuli față de noi, față de pelerini, așa că ne-au servit cum am spus, cu țuică și cu apă și cu rahat. Și au și un pangar în care poți cumpăra foarte multe chestii și destul de accesibile la preț. Așa că nu ratați să vizitați și acest frumos schit, schitul Hilandar. Bună ziua! Ce faci? Am ajuns și la cazare, se numește Panorama Spa Hotel. Privirea este absolut superbă. În față este portul și chiar că se numește Panorama pentru că avem o panoramă foarte, foarte frumoasă. Astăzi o să ne odihnim, iar mâine dimineață, cred că am zis că la ora 4 o să plecăm să luăm acele vize și după aia o să plecăm. Vremea este frumoasă, este cald, avem această superbă priveliște în spate. Iar acum vom lua bagajele și ne vom caza în camere. Let's go! De mare? Yay! Da, aici am un... Evharisto! Paracalo? Să văd aici masa cu valoare. Foarte bună! Mulțumim! Calimera și bună dimineața din Uranopolis. Astăzi a fost o dimineață foarte urâtă. Suntem treci de pe la ora 5, dar din cauza vremii s-a mânat foarte mult pe cara, pentru că a plouat toată noaptea și ceasul este 8:30 și abia acum așteptăm acea barcă pentru a ne lua și ca să merge pe Sfântul Munte. E cam frig, e urât, dar asta este. Cu vremea nu poți să te joci. Suntem destui bărbați care mergem astăzi pe Sfântul Munte. Am luat acele vize, acele pașapoarte pentru intrare în Sfântul Munte. Ele costă 25 de euro. Și acum, câteva minute, vom urca în această barcă și vom merge pe Sfântul Munte. Era frumos dacă astăzi era mai cald, dar din păcate, na. O să fie fain. Thank you.
vreau să vă spun că cea mai bună cale, de fapt calea cea mai ok de a ajunge pe Sfântul Munte este cu acest vapor. Dar se mai întâmplă uneori ca din cauza vremii, din cauza furtunii, lucrurile să nu fie ok și de aceea se poate merge terestru. În schimb, nu este indicat pentru că aici sunt foarte mulți pescăruși. Nu este indicat pentru că drumul nu prea este accesibil. Și fața mea se află Sfântul Munte Athos. Și, după cum bine vedeți, sunt și chilii așa micuțe acolo, cum vedeți, în partea de sus. Cine știe câte chilii sunt ascunse în tot acest munte. Dar se pare că astăzi, cum am spus, avem parte de foarte multe, de foarte multe valori. Așa că cei care au rău de vapor și de mare, nu prea indicat să mergi cu vaporul. Dar cum am spus, asta este cam singura variantă de a intra aici. Mai este cea terestră, dar cum am zis, nu e indicat pentru că drumurile sunt foarte proaste și chiar ajungi foarte, foarte, foarte greu pe Sfântul Munte. Adică e foarte greu de plasare, de cât am înțeles. Și chiar astăzi e cam nasol cu vântul ăsta. Se cam bălângăne așa vaporul. Dar sperăm cu ajutorul Dumnezeu să ajungem la capăt. Și vreau să vă spunem că prima noastră oprire este la mănăstirea Xenofont. Este o mănăstire grecească. Și sunt tare curios ce o să vedem acolo. O ținem aproape. Așezat în partea sud-vestică a peninsulei Athos, între arsanaua mănăstirii Zografu și mănăstirea Xenofont, mănăstirea Dohiaru este prima mănăstire pe care o întâlnește închinătorul venind cu vaporul de la Uranopolis spre Sfântul Munte. Prima mențiune a mănăstirii apare în secolul al XIX-lea. Mănăstirea este a noua în ordinea ierarhică de pe Sfântul Munte și a fost ridicată între 1030-1032. Biserica mănăstirii a fost construită prin binefacerea voivodului Alexandru Lăbușneanu în 1568. La mănăstire se află și fântâna Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, săpată în urma unei minuni, iar cei ce o beau cu credință se tămăduiesc de orice fel de boală. Cum am zis, foarte multe pisici, bună! Acestea sunt pisicile sfinte. Pss, pss, pss. Ce faci? Vreau să vă spun că cel mai important lucru de la această mănăstire este că înăuntru nu avem voie să filmăm, este icoana Maicii Domnului, icoana grabnic ajutătoare. E o icoană foarte cunoscută la noi în țară, în România sunt foarte multe copii, dar aici se află originalul. Și noi am avut ocazia să ne închinăm. Din păcate n-am putut să filmez pentru că aici în Sfântul Munte sunt foarte multe zone în care nu ai voie să filmezi. Iar dacă un pic deschizi telefonul în biserică și încerci să filmezi, un părinte îți va atrage atenția. Și nu e ok pentru că oamenii ăștia, de fapt, ei aici nu au nevoie de noi. Ei pur și simplu ei ne ajută să ne închinăm aici, dar încercăm și noi să fim cât mai ok și cât mai politicoși. Pentru că noi suntem oaspeții, dar ei sunt gazdele noastre. Deci, încă o dată, am avut ocazia să ne închinăm la icoana grabnică ajutătoare a Maicii Domnului pe Sfântul Munte, care se mai numește și Ledina Maicii Domnului. Acum imagini absolut superbe. Bună ziua! În drumul nostru trăim foarte mult cai. A doua noastră oprire este la mănăstirea Xenofont, mănăstirea aflată pe malul mării între Dohiaru și Rusicon și se întinde pe deschiderea formată de râul Nevrocopos. Este închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ocupă locul al 15-lea în ierarhia mănăstirilor atonite. După tradiție, mănăstirea a fost întemeiată la sfârșitul secolului al XIX-lea de cuviosul Xenofon, monah cu educația aleasă ce provenea dintr-o familie bogată și cu renume. Cuviosul Xenofon a fost contemporan și cu Sfântul Atanasie Atonitul, întemeitorul Marii Lavre. În arhiva mănăstirii Xenofont se păstrează un document extrem de valoros de la anul 1010 ce poartă semnătura cuviosului Xenofont.
din viacul al XIV-lea până la 1863, mănăstirea Sinofond a fost întreținută cu ajutoare de la boierii Crevești, Neagoi Basarab, Mihai Viteazu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu. În tezaurul mănăstirii Sinofond se păstrează părți din moaștele mai multor sfinți, dar și icoane, veșminte, brodate și vase liturgice deosebit de valoroase. În schievofilachionul mănăstirii se păstrează crucea ctitorească a Sfântului Xenofon, care are o bucată din lemnul Sfintei Cruci, dar și părți din Sfinte Moaște. Iconofilachionul mănăstirii adăpostește o icoană a schimbării la fața Mântuitorului, secolul al XIII-lea, precum și o icoană valoroasă a Sfântului Ioan Botezătorul, secolul al XIV-lea. Astăzi, obștea mănăstirii numără aproximativ 40 de monachi, ce se îndretnicesc în principal cu tâmplăria, sculptura în lemn și pictura de icoane. Da, sunt foarte multe de văzut, multe mănăstiri, așa că le vedem câte un pic din fiecare. Acum tocmai am vizitat mănăstirea Xenofont, făcută de Sfântul Xenofon, și aici se află și o icoană. O să vă zic acolo mai multe, se află și o icoană făcătoare de mâna Sfântului, Gheorghe. Iar acum vom lua mașina și vom merge habar n-am unde. În biserică se află o nălucă și nu pot să intru. Starețul mi-a zis, de ce ți-e frică? Fă-ți cruce și intră fără să te temi. Deci oficial suntem în capitala Carei. Tocmai ne-am închinat la icoana Maicii Domnului, care se numește Action Esti, adică cuvinte cu adevărat. Este o poveste foarte frumoasă. Iar în fața mea, după cum vedeți, se află, să zic, nu știu, Parlamentul Sfântului Munte, adică aici este ales în fiecare an câte un conducător al Sfântului Munte, este ales câte un conducător din fiecare mănăstire, adică an de an el este ales și pus aici să conducă întreaga activitate din Sfântul Munte. Și suntem în capitala Carei. Da, în fața mea se află mai mare tuia văzut în viața mea vreodată. E un copac tuia. E superb. La o distanță mică de Careia, capitala Sfântului Munte, se află mănăstirea Cutlumuș și deține locul a șaselea în ierarhia mănăstirilor atonite. Tradiția spune că mănăstirea a fost ridicată între anii 1063-1069. Înainte de a intra în biserica mănăstirii, ne întâmpină Acvila Bicefală, care este stema Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol a Muntelui Sfânt și simbolul neoficial al creștinismului ortodox, credință majoritară a românilor. Deasupra intrării se află tulele roșii a celor două praclise, cel închinat tuturor sfinților și cel închinat Sfântului Ioan Botezătorul. Trecând prin coridorul bolțit, se ajunge în curtea pavată cu plăci de piatră. Curtea mănăstirii are formă trapezoidală și nu este foarte mare. În centru se află catoliconul, iar în partea de apus se află aghiazmatarul și trapeza în forma litrei L. În mănăstirea Cutlumuș se păstrează o părticică din lemnul Sfintei Cruci, părți din moaștele Sfintei Ana, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu, ale Sfântului Grigore Teologul, precum și al sfinți. Mănăstirea mai are două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, Ocrotitoarea Nebiruită și Milostiva, Darul Teodorei, fiica împăratului Ioan al VI-lea, Cantacuzino. Astăzi în mănăstire viețuiesc aproximativ 30 de monahi. În noaptea asta suntem cazați la chilia Sfântului Nicolae. Este un schit, de fapt e o chilie foarte micuță, dar foarte, foarte frumos. O să vă arăt niște cadre de aici. Dacă vă întrebați ce fel de condiții sunt într-o chilie din Sfântul Munte Athos, condițiile sunt foarte ok. Sunt camere cu 3, 4, 5 camere. De multe ori sunt chiar și poți să dai și 20, 30. Dar aici, unde suntem noi, este un schit românesc. Părintele stare se numește Părintele Nicolae. Și vom sta aici noaptea asta, aici o să mâncăm, aici o să mergem la rugăciune, o să mergem și seara la ora 12 parcă, nu, la 5, la 6 vecernia, și noaptea este slujba de noapte, liturghia și cu restul. Oricum este foarte, foarte liniște aici, încă plouă, na, vremea încă nu este ok, dar încă plouă. Și tocmai ziceam că aici părintele are nevoie de donații și pentru că am spus că este singurul părinte din român, părinte din Munte Athos, care construiește și chiar are nevoie de ajutor. Bună dimineața din nou, o altă zi în Sfântul Munte Athos.
Astăzi m-am trezit cam în jur de ora 3:30, am mers la slujbă și am plecat. Acum suntem la cea mai importantă sau cel mai important schit din muntele Athos, și anume schitul Podromu. Este un schit românesc, cel mai mare de aici din zonă, iar cel mai important odor al schitului este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se numește Podromița. Schitul Podromu, adică înainte mergătorul, a fost întemeiat între anii 1852-1866 de către ieroschimonahul Nifon Ionescu și ucenicul său Nectarie. Este închinat Sfântului Ioan Botezătorul și se află pe teritoriul Mănăstirii Lavra. Cei care au contribuit cel mai mult la ridicarea schitului a fost domnitorul Moldovei Grigorie Ghica. Biserica este o clădire impunătoare de mari proporții, lungime de 30 de metri și lățime de 8,50 de metri, având trăiturile masive înălțate pe baze pătrate. Pronaosul este despărțit de naos printr-o încrăcătură centrală sprijinită de două coloane, iar pridvorul este închis cu clasvanduri. Biserica a fost pictată în întregime între anii 1864-1866 de către pictorii proveniți din școala românească de la Buzău. Merită să fie menționată și pictura de pe peretele studic al pridvorului, unde alături de o reprezentare a muntului Athos, cu mănăstirile și cu sfinții care au trăit în ele, sunt pictați și un număr de 14 sfinți români având inscripția. Acești sfinți s-au sfințit în pământul țării moldoromânești. Pornind de la schitul Podromu, drumul către peștera Sfântului Atanasie Atonitul durează aproximativ 15 minute. Dacă cobori spre mare pe drumul pietruit care ocolește schitul, în stânga te întâmpină o chilie grecească. Lăsăm chilia și ținem calea dreaptă către Egee. De o parte și de alta, arbuși de dafin cu frunze îmiresmate, măslin și curmale străjuiesc calea. Ca să ajungi la chilia Sfântului Atanasie, trebuie să te abați din drum și să cobori mai multe trepte, săpate în piatra muntelui, care se înalță ca un perete în latura dreaptă a scărilor. Nu mulți dintre pelerinii români care pășesc astăzi către peșteră pe aceste trepte din piatră cunosc faptul că au fost realizate de către părintele Arsenie Boca, pe atunci tânărul diacon celib Zian Boca. În peșterea unde se ruga Sfântul Atanasie s-a făcut un praclis căruia i s-a mai adăugat încă două corpuri de clădire. Din păcate, când am ajuns noi, chilia a fost închisă, așa că am făcut rugăciune și ne-am bucurat de aceste priveliști. Următoarea noastră oprire este la Aghiazma sau izvorul Sfântului Atanasie Atonitul. Deci Sfântul Atanasie venea de la Marea Lavră și nu mai avea provizii la mănăstire. Și atunci era foarte mâhnit și mergea să caute provizii. Și în acest loc o poposit și aici s-a întâlnit cu Maica Domnului. Deci sunt două minuni. Minunea care a săvârșit-o Maica Domnului cu Sfântul Atanasie și simplu fapt că Maica Domnului a stat aici de vorbă cu Sfântul Atanasie. Uitați, avem icoana acolo care reprezintă discuția Maicii Domnului cu Sfântul Atanasie. Și Maica Domnului l-a întrebat pe Sfântul Atanasie că ce face aici, încotro mergi. Și a zis că nu mai are și provizii la mănăstire. Și atunci Maica Domnului a zis, pentru atâta tu pleci din mănăstire, întoarce-te înapoi și ai grijă de obște. Și atunci Sfântul Atanasie spune, dar cine ești tu ca să ascult de tine? Și o zis, eu sunt Maica Domnului, sunt protectoarea Sfântului Munte. Și atunci Maica Domnului, ca să-i dovedească cine este ea, l-a pus să dea cu toiagul aici, în piatra asta, și a izvorât apă. Și-a zis, oare nu este cu putință la mine să vă am grijă de mănăstire și de cele de trebuințe? Și eu zis, întoarce-te la mănăstire și atunci eu o să fiu economa mănăstirii. Și Maica Domnului a avut grijă atunci de absolut tot ce le trebuia la părinți. Și așa a văzut Sfântul Atanasie că Marea Lavră este, și Sfântul Munte este sub protecția Maicii Domnului. Mergem mai departe și vizităm izvorul Maicii Domnului. Și Robert, ce facem aici? Ce vizităm? Aici vizităm izvorul Maicii Domnului de la mănăstirea Iviru. Izvorul se află sub nivelul mării și avem minunea faptul că atât de aproape de mare și totuși avem apă dulce lângă Marea Sărată. Da, e wow, e chiar că minune. Da. Mulțumim! Doamne ajută! Da, live and mei subscribe! Următorul pas îl face la mănăstirea Ivron, iar aici găsim icoana, o icoană foarte cunoscută, icoana Maicii Domnului, adică Portărița. Suntem foarte curioși cum arată.
Aici la mănăstirea Iviru avem icoana, cea mai importantă icoană din Sfântul Munte Athos, icoana Portărița. Toți părinții spun că atunci când icoana va părăsi Sfântul Munte Athos, atunci se va lua Harul Maicii Domnului de pe Sfântul Munte Athos. Și atunci toți părinții din Sfântul Munte Athos au blagoslovenie de la Maica Domnului să părăsească Sfântul Munte, să meargă fiecare unde dorește, pentru că atunci nu va mai fi Harul Maicii Domnului asupra Sfântului Munte. Deci, momentan, să ne bucurăm că Harul Maicii Domnului este asupra Sfântului Munte Athos. Doamne ajută! Mulțumim. Cum te pot găsi oamenii? Pot să le lași în descriere, da, link-ul să lasă meu, un link, da, dar... și atunci mă puteți contacta la numărul de telefon și cu tot dragul. Deci vreau să specific faptul că eu încerc să fac pelerinajele duhovnicești, ca omul să rămână cu un folos duhovnicesc din aceste chiar... pelerinaje. Nu suntem aici în excursie. Pelerinajul este diferit de o excursie, da? Este diferență de la cer la pământ. Aici venim să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne rugăm, nu venim să facem maraton de bifat mănăstiri, exact. De check-in. Exact, și chiar simțim cu adevărat fiecare moment. Mă bucur enorm. Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumim. Doamne ajută. A treia ca număr pe muntele Athos, mănăstirea Iviron sau Iviru, este întemeiată între anii 980 și 985. Titlul acestei mănăstiri a fost Sfântul Ioan Iviritul. Ca mai toate mănăstirile atonite, mănăstirea Iviron a supraviețuit și prin ajutorul dat de vlavioșii Dunăi Țării Românești și mai cu seamă de Neagoi Basarab, Radu Mihnea, Grigore Ghica, Matei Basarab și Mihai Viteazu. Astăzi, opșta mănăstirii are 60 de viețuitori, iar hramul mănăstirii este adormirea Maicii Domnului, ocazii cu care mulți pelerini vizitează mănăstirea Iviron. Așadar am ajuns și la mănăstirea Batopedu, care este una din cele mai mari și importante mănăstiri din Sfântul Munte Athos, având una din cele mai mari opști de călugări din munte. Mănăstirea, situată în partea de nord-est a peninsulei Athos, este închinată Bunei Vestiri, păznuind și hramul în data de 25 martie. În acea zi, având loc mare priveghere și procesiune. A doua ca număr în ierarhia mănăstirilor atonite a fost construită așa cum ne spune tradiția de însuși Sfântul Împărat Constantin cel Mare, 324-337. Forma curții poligonală, pietruită cu dale, clădirile înalte cu zeci de încăperi, turnul de apărare cu ceas, biserica centrală și praclisele, culoarele bolțite cu cărămidă de samotă, pridvoarele lungi sprijinite de stâlpi sculptați în lemn masiv, sunt dovezi ale vechimii mănăstirii. Edificiul cel mai prețios al mănăstirii Vadoped este în primul rând biserica centrală. Purtând numele Maicii Domnului, biserica construită în cel mai autentic stil bizantin, cu o pictură murală reprezentând scene biblice, este de o mare simplitate, figurile sfinților expresive, umane, contrastează cu implantarea unui imens mozaic vicolorat, unic în muntele Athos. Numele domnitorilor români sunt bine cunoscute la Batoped: Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Neagoi Basarab, Alexandru Lăpușneanu, Vlad Vintilă, Vasile Lupo și Sfântul Constantin Brâncoveanu. Am avut ocazia să ne închinăm la brâul Maicii Domnului, precum și la urechea dreaptă a Sfântului Ioan în Gură de Aur.
A doua noapte de cazare o petrecem la schitul Sfântul Andrei. Este unul dintre cele mai mari schituri din Sfântul Munte Athos și se află foarte aproape de Careia, capitala Sfântului Munte. Într-un praclis al acestui schit se păstrează o nespusă comoară duhovnicească, fruntea Sfântului Apostol Andrei. Regulile acestui schit sunt un pic mai stricte. Iar dacă vă întrebați cum arată o cazare la o mănăstire din Sfântul Munte, cam așa arată. Cu sobă, cu paturi pentru fiecare în parte, cum e foarte cald aici. Noi acum lumea e plecată jos la mâncare, la masă. Este foarte, foarte cald. Bună dimineața! A doua zi, a treia zi din Sfântul Munte. Aseară am fost cazați la mănăstirea Sfântului Andrei. În spatele meu se află mănăstirea Sfântului Simeon. Simonos Petra se numește. Poate cea mai frumoasă zonă din Sfântul Munte este aici, la mănăstirea Sfântului Simeon. Mănăstirea Simonos Petra, numită și Simono Petra, adică piatra lui Simon, iar nu Simon Petru, cum s-ar putea crede, la prima vedere este una din cele mai spectaculoase mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Arhitectura sălbatică a acesteia este impresionantă, iar altitudinea la care aceasta își înalță zidurile este copleșitoare. Mănăstirea Sfântului Simon, situată pe latura sud-vestică a peninsulei Atonite, având cea mai ingenioasă arhitectură și o așezare unică în Sfântul Munte, pe vârful unei pietre uriașe, la o înălțime de 230 de metri deasupra nivelului mării, are hramul nașterii Domnului. Ceea ce e foarte important la această mănăstire este că cea mai importantă contribuție a făcut-o Mihai Viteazu, chiar dacă este o mănăstire grecească. Mihai Viteazu a fost cel care a contribuit foarte mult la această biserică, această mănăstire, care este absolut superbă. Și cum spuneam, pentru că sunt zone în care aici chiar nu poți să filmezi, dacă părintele te vede cu telefonul în biserică, te musă foarte rău. Așa că sunt zone în care chiar nu poți să filmezi, iar la fiecare mănăstire pe care o vizităm, după ce ne închinăm la Sfintele Moaște și la Sfintele Icoane, părinții ne cheamă la guest house și ne servește cu rahat și cu apă. Cred că am mâncat de rahat zilele astea, e foarte bun. Nu mai pot, de la Sfânta Mănăstire Simeon am coborât de sus și am mers prin niște trepte foarte, foarte, să zic așa, foarte grele. De sincer, mi s-au rupt tălpile de la papuci. Deci un sfat, luați-vă încălțări cât mai comode și cât mai rezistente, pentru că aveți nevoie. Deci am coborât de sus, de la mănăstire, și am coborât jos în port, iar de aici ne va lua o barcă și vom merge spre mănăstirea Sfânta Ana. Astăzi este vreme frumoasă, ne bucurăm foarte mult de vreme, este cald și cam așa arată portul. Cum am spus, e foarte important să aveți încălțări foarte rezistente, atât pentru ploaie cât și pentru pietre și pentru loc accidentat. Dar se merită. Suntem practic de acolo de sus, de la mănăstirea Sfântul Simeon, am coborât prin această pădure și am ajuns aici. Oricum, cred că am făcut în jur de peste 30 de minute, poate chiar și mai mult. Am ajuns aici în port, de unde ne va lua o barcă și vom merge spre mănăstirea Sfânta Ana. Acum vine și barca noastră privată. Dați-vă puțin mai în spate. Suntem mulți aici. Ăștia doi, ce mai tare? Eu sunt cel mai tare, eu. Haideți, aveți grijă la picioare. Da, dacă e de aia. Când timp mergem cu barca până la Sfânta Ana, mâncăm un sandwich făcut de acasă și ne bucurăm de această priveliște frumoasă în față. În drumul nostru spre mănăstirea Sfânta Ana trecem și pe lângă mănăstirea Dionisios, cea din fața mea. Sper că am pronunțat bine. Dar
află este o mănăstire destul de retrasă, destul de scump în munte, iar singura modalitate de a ajunge aici, singura, cea mai bună modalitate, este de a merge cu barca. Mai sunt și drumuri pe aici, dar sunt destul de inaccesibile. În schimb, pe barca vă pot spune că puteți umpla așa cu o cafea, au chestii faine, puteți mânca sandwich-uri, apă, iar pe această cafea am dat 1,50 €, foarte ok. Și te poți bucura de această privilegie în față. Acolo sus, vedeți, este zăpadă. Cum vedeți, sunt foarte multe mănăstiri aici. Sunt foarte multe schituri. Iar noi trebuie să ajungem tocmai acolo sus. După aia o să vă arăt. Mai avem încă o stație și ajungem la Sfânta Ana. Am ajuns aici, în portul Muzeului Sfintei Ana. Iar pentru suma de 5 euro poți să care aceste bagaje cu acești măgăruși. Mulan. Da, e pont, nu? E mai ușor la scări. Exact, pentru că 60 de scări. Exact, na, domnul este destul de inaccesibil. Destul de greluț. Așa că ne ajută acești măgăruși. Deci cum spuneam, pentru a ajunge sus acolo la Sfânta Ana, trebuie să urcăm aceste trepte care nu sunt tocmai accesibile. Da, și tocmai acolo sus trebuie să ajungem la schitul Sfânta Ana. Cred că abia suntem la jumătatea drumului. Hai că mergem un pic și ajungem. Mai avem foarte puțin și ajungem. A fost foarte greu traseul, recunosc, dar se merită. Uitați voi cum poate să arate. Iar noi stăm aici cazați. De fapt, nu mai avem de urcat câteva trepte. Stăm și mai sus, da. Adame, mai poți? Unde ești, Adame? Avrame. Te stăm și mai sus. Și când vine și ploaia. Da. Și cred că am ajuns. Mai sus? Și am ajuns în final și la mănăstirea Sfânta Ana. Aici e o liniște de plină, este foarte liniște. De cât aici avem timp de rugăciune, de socializare așa între noi, să vorbim, și mâncare, rugăciune și atât. Deci, ca idei să înțelegeți, noi de acolo de jos am urcat, de acolo de la pământ, am urcat toată lumea asta sus aici. Au ajuns și bagajele. Și dacă vă întrebați ce mâncăm la o mănăstire, vă arătăm chiar acum. România. Nu, de unde sunteți? În România. De la Pușteni. Nu ne duce pe noi în ispite cine ne gândește cel vilean. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru zădăciunile Sfântului Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Fiul și Duhul Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Amin. Deci nu mai pot. Noi acum, haidei, ne îndreptăm spre chilia Sfântului Iosif, iar noi acolo stăm, sus, iar uitați ce avem în spate aici. De acolo e portul și de acolo am urcat. Minunat!
Da, acum cam așa se prezintă drumul. Cam ăsta este drumul spre chilie. Deci e foarte important să aveți papuci cât mai rezistenți, nu ca ai mei. Ia uitați. Într-un final am ajuns și noi sus la aici la chilia Sfântului Iosif. Drumul este foarte, foarte dificil, dar într-un final am reușit să ajungem. Și acum Robert, fratele, vă spune câteva cuvinte. Robert, legătura. Doamne ajută. Da, după multă trudă am reușit și am ajuns la chilia Sfântului Iosif Isihastru. Fraților, haideți să vă arătăm în momentul când nu suntem mulțumiți cu ce avem, cu viața pe care o ducem, haideți să vă arăt cam cum trăiesc pusnicii, cam ce viață aspră au pusnicii, ca să înțelegeți. Haideți, o să vă deschid aici ușa să vedeți. De asta ar fi bine, fraților, să ne mulțumim cu ce ne dă Dumnezeu, să ne uităm mai mult la cei sub noi, nu la cei peste noi. În momentul când o să ne uităm la cei care au mai mult decât noi, niciodată nu vom fi mulțumiți cu cine dă Dumnezeu. În momentul când veniți aici și vedeți condițiile în care trăiau Sfinții Părinți, atunci ne dăm seama cât de bogați suntem noi, cât de binecuvântați suntem de la Dumnezeu și de tot ce avem acasă. De asta, fraților, încercați să vă dați seama că viața e atât de simplă și atât de frumoasă, încât uităm să o trăim. Doamne ajută, fraților, tuturor. Doamne ajută. Amin. Amin. Pentru că am întârziat și pentru că porțile mănăstirii se închid la ora 6, se închid? Da. Pentru că am fost și am vizitat chilia Sfântului Iosif. Facem așa. Și porțile se vor deschide și se vor închide din nou până mâine dimineață, nu? Bună dimineața, ultima zi din Sfântul Munte Athos. Am coborât de pe muntele Athos, am coborât de la mănăstirea Sfânta Ana, de acolo sus. Vremea încă, astăzi avem parte de ceva ploaie, în schimb nu este frig. Și da, vă spun cu mâna pe inimă că Athosul, Sfântul Munte Athos, bate oricând priveliști ca în Italia, Grecia, Positano sau alte chestii, le bate oricând. Deci dacă veniți aici, nu o să vă pare rău. Experiență de vis, o experiență pe care, sincer, n-am să uit niciodată. O experiență pe care oricând aș vrea să o reîncerc și cu siguranță mă voi întoarce pentru a simți din nou aceste trăiri pe care doar aici le poți face. La Sfântul Munte Athos. Cam așa arată portul. E cel din unde am plecat ieri, de unde ne-au ajutat măgărușii. Iar noi am fost acolo cazați azi noapte, tocmai acolo sus, la schitul Sfânta Ana. Pur și simplu vă spun că a fost ceva de vis, a fost ceva spectaculos și cu siguranță mă voi întoarce. Deja afară se mai luminează un pic și vreau să vă spun că zilele astea, aceste trei zile au fost extraordinare. Am simțit niște chestii, niște energii și niște trăiri cum niciodată nu le-am simțit. Abia aștept următoarea ieșire. Să sosește barca. E acolo. Avem un speedboat astăzi. Îmi fac pană dacă vă urcați. Olei, mastei!